Numărul persoanelor diagnosticate cu tuberculoză a crescut alarmant. La Iași, specialiștii spun că este vorba de o nouă formă, procentul ajungând cu peste 21% mai mare decât anul trecut. Din păcate, mai bine de 40% din populația județului nu s-a testat niciodată pentru bacilul Koch. Medicii trag un semnal de alarmă și recomandă inclusiv testele genetice care se pot face la cabinetul TBC de la Spitalul de Pneumotiziologie. Tuberculoza se transmite prin aer, când persoanele care suferă de forme active de TBC tușesc, strănută sau elimină spută în aer. Lăsată netratată, tuberculoza omoară peste 50% din persoanele afectate. Tratamentul zilnic pentru un pacient cu multiple leziuni pe plămâni poate ajunge și la 2000 de lei. Nu îngrijorător ca număr de cazuri, ci îngrijorător ca formă de depistare. Pacienții vin cu tuberculoze extinse, cu multe găuri în plămân, cu insuficiențe respiratorii, scuipă sânge mult, lucruri care nu se întâmplau înainte de pandemie. Deci avem un nou tip de cazuri de tuberculoză și nu știm care este contribuția directă a infecției COVID la dezvoltarea acestei afecțiuni atât de agresive, a tuberculozei atât de agresive. Procentul de cazuri a crescut cu 21% față de anul trecut. În general, tratamentul tuberculozei obișnuite nu este scump și este acoperit de asigurările de sănătate. Formele care sunt extrem de costisitoare sunt formele în care microbii de tuberculoză au o rezistență mare și nu reacționează la niciunul dintre medicamentele clasice. Aceste medicamente care se cheamă de rezervă, în schemele noi, cele mai noi medicamente, sunt extrem de scurte, sunt de scumpe. O pastilă costă în jur de 250 de lei. Ori o persoană bolnavă de astfel de tuberculoză trebuie să ia 4 pastile a 250 de lei pe zi, plus alte medicamente care sunt la fel de costisitoare.